10 km de Brașov există un loc sfânt, cald și primitor, mai mult decât vă puteți imagina. Este vorba despre mănăstirea Sfântul Efrem cel Nou, un loc încărcat cu energie pozitivă peste măsură, unde chiar și natura din jur adună multă liniște și pace sufletească. Trebuie să știți că aceasta este prima mănăstire din jurul cetății Brașovului. Lucrările aici au început în februarie 2016, iar aceasta este situată între Brașov și Cristian. În datele de 2, 5 și 9 mai, la mănăstire vor avea loc manifestări deosebite. Pe 2 mai, foarte important, și chemăm pe toți brașovenii, atât pentru 5 mai, atât pentru 9 mai, dar și pentru 2 mai, pentru că la ora 11 pe 2 mai vor sosi aici osemintele marului voievod, reîntregitor de neam, Mihai Viteazul. Moaștele Sfântului Apostol Andrei și ale Sfinților străromâni Astion și Epictet vor fi aduse aici în data de 5 mai. Pe data de 9 mai, în cadrul anului centenar, sărbăm Ziua Independenței. Și este o sărbătoare de mare amploare, participă delegați din partea guvernului, participă Marele Stat Major și, bineînțeles, trebuie să precizăm că vor fi 5 ierarhi la această slujbă. Și este un eveniment, poate cel mai de amploare deocamdată, în acest an centenar. Și atunci este un lucru foarte binevenit și pentru cetatea Brașovului, dar și pentru cristoloveni, cei din Comuna Cristian, care au această bucurie și onoare de a avea în cuprinsul ei această sărbătoare deosebită. Doamnelor, domnilor, bună seara! Bună seara și bun regăsit la o nouă ediție absolut specială a emisiunii Mix Actual. Absolut specială prin invitatul pe care îl are și prin faptul că povestim de un loc binecuvântat de Dumnezeu, un loc în care săptămâna viitoare, zilele viitoare, va bate chiar inima ortodoxiei românești. Protosingel Mircea Clement, starețul mănăstirii Efremul cel Nou de lângă Brașov, Cristian, oaspetele nostru la această seară, la Radio Brașov, la Mix TV. Bună seara, Părinte Stareț! Bună seara și Hristos a înviat! Adevărat, a înviat! Am văzut aceste imagini care ne liniștesc, ne bucură. E și o perioadă frumoasă a anului, cu flori, cu lumină, da, cu căldură în suflet. Loc frumos de mănăstire pentru pomenire. Cum s-a ales locul cu pricina? În legende învățam în copilărie cum se alegeau aceste locuri de către strămoșii noștri. Cum s-a ales locul de la Cristian? Unul dintre criterii, și aici vorbim de datini străbune, era ca o poiană sau un loc să aibă lumânărele. Știu și eu cât de fondată este, în orice caz, măcar pe fundament din acesta emoțional, spiritual, își găsește o justificare. Dacă Dumnezeu pune lumânărelele câmpului să înfrumusețeze o poiană, sigur că aprindem și noi după aceea lumânarea făcută de om, lumânarea credinței, construind acolo un locaș de cult sau o vatră monahală. Așa cum... Deci e o inspirație sufletească, da, divină, un har. Cine, da, a simțit lumânărelele locului? Cine le-a zărit și le-a simțit în suflet, anticipând și că acel teren este propice construirii și că oamenii vor permite zidirea? Am căutat, așa cum am spus în alte emisiuni în care ați avut bunăvoința să mă invitați, am căutat un an și ceva locul de mănăstire. Am luat absolut tot ce înseamnă împrejurimi ale Brașovului. Cât pe ce să cumpăr un teren într-o poiană frumoasă, superbă, între Brașov, nu, între Vulcan și Holbav, scuze, un domn consilier local de acolo, de la Vulcan, mi-a promis că face orice este în putință să construiască și el acolo o mănăstire, dar uitați că n-a fost întâmplător. Dar, nefiind teren îndeajuns pentru a face ceea ce aveam de gând să fac,
m-am dus și în alte împrejurimi ale Brașovului. Am ajuns și în acest loc, foarte aproape de Cristian. Mi-am dorit să fie un loc aproape de o așezare, pentru că intenția este ca acolo să construim și un așezământ social. Îngrijire bătrâni, o școală de meserii pentru orfani, dar mai întâi să se creeze nucleul acesta mănăstire. Deci aveți nevoie de un spațiu mai mare. Și o apropiere de oraș. Și apropiere pentru că e nevoie de ambulanță, de ceva, orice fel de intervenție. De binefacerile civilizației, da. Până la urmă, chiar pentru o mănăstire. Civilizația ca și tehnologie este un lucru în sine. Trebuie să le folosim cu discernământ și spre folos, nu spre pagubă. Așa? Și așa am găsit acest loc, căutând un alt loc din zona Cristianului. Mergeam cu un agent imobiliar care mi-a prezentat și pe care, săracul, l-am obosit plimbându-l în atâtea locuri și până n-am simțit că acolo trebuie să fie. Asta este trăirea aceea. N-ați aruncat o săgeată, nu s-a dus o cățelușă. Nu m-aș putea pune în rând cu Ștefan Cernare, care a tras cu și a găsit locul pentru punna. Dar să știți, pentru că ați spuntat bine, este intenția ca proiectul cel mare al mănăstirii, și aici eu nu vorbesc de un demers al meu, este un demers al întregii comunități, și din Cristian și din Brașov, și din împrejurim, și toate pecetulite cu binecuvântarea la preasfințitului Părinte Laurențiu. Noi trebuie să precizăm acest lucru pentru a se cunoaște girul și binecuvântarea forului superior, pentru că nu funcționăm de capul nostru. Și așa am ajuns să cunoaștem, să găsim acel loc. Păi, și lucrarea lui Dumnezeu se face prin oameni și în alții prelați sunt și ei oameni. Da. Noi, sigur că avem o responsabilitate uriașă și în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Și cu cât ești mai avansat în demnitățile bisericești, cu atât mai mare este responsabilitatea. Foarte mare. De asta este bine să avem oarecare reținere, pentru că discutam cu dumneavoastră și Domnul doar cu dumneavoastră, că există oarecare tendință de a pune la zid o instituție care parcă de prea mult îi stă în picioare, dar anunțe că va sta până la sfârșitul veacurilor și așa va fi. Ei, este bine ca să avem o rezervă în a judeca, în a gândi rău de oricare dintre slujitori, pentru că răspunderea, dar și ispitirea lui este mult mai mare. Pentru că dacă dai într-un simplu laic, nu se întâmplă nimic, din punct de vedere moral. Dacă dai într-un preot, mai cad după el foarte mulți. Și de asta noi trebuie să fim responsabili, să nu dăm prilej pentru discuții. Dar Părinte Stare, spune la urmă, va ating aceste hule la adresa bisericii. Sunt vremuri grele pentru un slujitor al bisericii. N-au cum să nu te necăjească un pic. Omul i-a atins inima lui. Ce să zice, că suntem insensibili? Ne doare, ne doare, dar ne aducem aminte de Hristos, care, neavând greșeală, că noi slujitori avem și noi destule greșeli ca oameni, că nu venim de pe Marte, nu venim de la alte planete, suntem pământeni și avem unele neputințe, fiecare om, chiar și Sfântul Apostol Pavel se plângea că i s-a dat un înger al satanei care îl ispitea și de 3 ori s-a rugat Domnului să-l alunge de la el și a zis Domnul către el: lasă așa, că e mai bine pentru smerenie. Vedeți, cu orice virtute ai, dacă nu încununesc și cu modestie, cu smerenie aceasta, își pierde valoare. Bun, ne doare, dar totodată ne și călește. Bun, și aveți datoria să stați acolo, cum spuneați, stâlp și temelie adevărului. Așa este biserica, asta este menirea bisericii, stâlp și temelie adevărului până la sfârșitul veacurilor. Și acum, biserica slujește omenirea prin mai multe pârghii. Prima este biserica de mir, care este aproape de casă. Paradoxal, spunea un filozof al bisericii foarte frumos, se duce omul, părintele Iustin Bârvu, zicea așa, și un sfânt al bisericii, contemporan: omul se duce până la capătul lumii ca să-și construiască o casă sau ca să-și facă o situație. Dar ca să-și câștige casa cerească, care e veșnică, nu merge până dincolo de drum. Abia de trece drumul. Da. Deci bisericile de cartier, bisericile din sate, sunt biserici de mir. Bun. Și bisericile din mănăstiri sau mănăstirea în sine ca ansamblu are și ea un rol esențial, cu o bătaie, nu spunem asta cu o mândrie, cu o vanitate, cu o bătaie mai lungă. La urma urmei, călugărul trebuie să fie părtaș din
elita de război a Mântuitorului, de război duhovnicesc, desigur. Război duhovnicesc. Dar sunt la foarte mare înălțime și nu cred că Hristos stă să ne catalogheze, la foarte mare înălțime sunt oricare dintre preoții care stau și slujesc comunitatea cu timp și fără timp. Bun, nu trebuie să existe diferențe între noi, slujim toți aceeași Sfântă Biserică. Făcea înalt preasfinția sa, părintele dr. Laurențiu, a făcut o precizare foarte frumoasă, chiar vis-a-vis de ridicarea acestei mănăstiri, lămurind pe preoții cu care era în conferință și spunându-le așa că Biserica de Mir este ca un dispensar medical. Ai pățit o mică lovitură, ceva, te duci la dispensar, te-ai bandajat, te-ai dus acasă, îți vezi de treburi. Mănăstirea este... Spitalul universitar. Da. Este un spital unde omul vine cu probleme sufletești mai mari. La fel, nu avem pretenția ca noi să fim mai pricepuți decât preoții de mir. Cu mari speranțe, vin cu speranța de tămăduire, de alinare, de... Omul caută și avem iarăși o mare responsabilitate și fac aici aviz și față de cei care au niște practici un pic în afara bisericii, nu detaliem, dar clamăm faptul că este imperativ necesar ca preotul să se miște în detrimentul responsabilității preoțești și responsabilitatea aceasta și o poate delimita doar prin ceea ce este în carte de cult. Fără deschis, fără... Știți cum e când auzi de preot văzător cu Duhul, să fugi. Să fugim. Să cauți. Da. Pentru că ce și totuși întâmplă? Este această nișă. Da, eu, da? Asta sigur este o altă dezbatere. E o altă dezbatere. Nu ați tras cu săgeata, nu? Da, ați amintit de Ștefan cel Mare și de Putna. Nu l-avem pe Ștefan cel Mare, dar avem sau vom avea la mănăstirea pe care o păstoriți rămășițe ale lui Mihai Viteazu. Da, n-am continuat ideea, vedeți dumneavoastră, că și proiectul cel mare al mănăstirii, îmi doresc să spun multe și mai uit din idei și nu le termin toate frazele. Așa e când ai prea plinul sufletesc. Bun, proiectul cel mare va semăna destul de mult cu ceea ce este cetatea Putnei, mănăstirii Putna. Deci un soi de model. Da. Nu întâmplător am făcut comparația, deși n-am povestit. N-am povestit, am dar simțit. Nu întâmplător, da, da. Și ceea ce ați avut bunăvoința să puneți acum în cadre reprezintă partea de început a acestei mănăstiri prime a cetății Brașovului. Și spun asta, dar ne uitând faptul că în Poiana Brașov deja există o mănăstire în zona aceea turistică, acolo știți, lângă stradă. Bisericuța de lemn. Da, și... da. Cu slujire monahală și să știți că sunt călugări bune acolo, nu că aș fi eu persoana dreptățită să judec valoarea dumnealor. Dar sunt călugări bun. Bun. Călugări bun. Călugări care face asta din convingere. Călugări bun nu înseamnă cu chemare obligat. Autentică, da. Dar nu cu fariseismul. Asta e mare ispită. Omul văzându-te permanent într-o ținută călugărească, cu o barbă mai mare, cu omul tinde să-ți arate un respect, un plus de respect. Nu și tinde, asta... îl are real, da. Nu? Spunem să rămână părinte. Altra le vine să glumească pe seama noastră. Mă rog. Dar primim totul cu bunătate, că așa ne cere tot ceea ce am ales până acum. Bun, omul îți arată un respect și atunci și noi suntem obligați. Vorbeam de faptul că nu trebuie să stai după părinți văzători cu Duhul, între ghilimele spus. Dacă un părinte este văzător cu Duhul, niciodată nu-ți va spune. Asta este proba numărul 1. Sfințenia nu bate toba. Sfințenia este foarte discretă. Și când Hristos hotărăște să scoată un om cu viață sfântă la mine, îl va scoate și îl va pune în folosul oamenilor. Bun, revenind acum la mănăstirea noastră. Deci locul l-am ales așa cum v-am spus, l-am văzut de pe un platou de undeva de mai de sus în căutarea unui loc, acel agent imobiliar m-a dus spre acel platou și de acolo am văzut locul mănăstirii, am zis, spune-mi de rog cine are proprietate pe acel teren că mor de dragul lui, vreau să mă edific. Și atunci au fost niște proprietari, am cumpărat pământul de la proprietari. Înțeleg că l-ați cumpărat cu bănuții strânși de dumneavoastră. Ce? Da, studii, familie, dar nu contează asta, că tot ce ne dă... Dar e o poveste, laică ea, dar e o poveste care merită spusă. Da. L-ați cumpărat și e pe sufletul dumneavoastră. Da.
Și procedeul cere ca imediat, dacă vrei să faci o mănăstire sau o biserică, să pui în proprietatea Bisericii Ortodoxe Române. Practic să faci o donație. Da, obligatoriu, pentru că, și este foarte justificată asta, această cerere, pentru că dacă faci pe nume personal, cum s-a întâmplat într-o perioadă, starețul de acolo sau comunitatea de acolo poate să aibă devieri, inclusiv de ordin dogmatic sau spiritual. Bun, ce-i mai zice? Mănăstire privată, parcă... Păi nu e bine. Blasfemie de-a dreptul, sigur, nu? Că da. Nu este blasfemie, eu așa simt. Bineînțeles. Bun, și sigur că m-am dus, am luat binecuvântarea în preasfinției sale și îi mulțumesc, că știu că nu este un lucru ușor să dai binecuvântare, să se înceapă o mănăstire acolo, dar n-a mai fost niciodată mănăstire. În cetatea Brașovului, v-am zis, ținând cont și de existență celei din Poiana Brașov, dar Poiana Brașov este văzută ca o entitate separată. Un centru turistic, Brașovul e una, Poiana e altceva, așa deși este. Așa da? Este. Mental vorbesc, da. nu administrativ. Și după aceea am în vedere, așa cum am zis și data trecută, mănăstirea de la Simon Bran, unde este acolo Părinte Duhovnic Policarp și Maica Stareță Taisia, Părintele de la Colții Chiliei, iarăși continuă o viață monahală început acum mult timp, se pare că de Părintele Ioanichie Moroi, întemeitorul vieții de, sau întemeitorul spiritualității contemporane de la Silvestria. Așa, și sper să nu uit cam acestea, și mai este chiar și încoace spre Bran o mică bisericuță foarte frumoasă și cochetă, un metoc al Arhiepiscopiei Sibiu, tot așa un metoc cu viețuitoare, cu maici, și mai mult de atâta nu cred că există, și vorbind de Țara Bârsei. Deci nu este singura, dar unică e cu siguranță. Da, și dacă vorbim de cetatea Brașov, da, este singura din cetatea Brașovului, că suntem la interferență la 500 de metri de Brașov. Ce am văzut acolo e doar nucleul unui viitor edificiu mult mai important, spuneați început. Că vizați un centru social. Da. Ajutorul Dumnezeu, noi vrem, Dumnezeu dispune, noi planuim. Pe cine vă bazați? Pe oameni. Dacă vorbim de ceea ce ține relațiile între umane și toți oamenii la un loc, nădăjduiesc spre Dumnezeu. Nu putem face ceva dacă nu este și voia Lui. Omul face binele rânduit de Dumnezeu și rău îngăduit de Dumnezeu. Adevărat. Da. Aveți nevoie, deci, de sponsor, aveți nevoie de mai mari zilei, de finanțări și de bună credință. Da. Noi, comunitatea de acolo și eu, nu avem această tendință de a bate din poartă în poartă să cerem ajutor. Eu consider, și să nu ia dreptul vanitate afirmația mea de acum, că dacă vor să aibă șansa de a fi ctitor la prima mănăstire a cetății Brașovului, trebuie să vină ei spre, să vină ei să ajute, spre mănăstire. Încet, încet vor afla. E o comunitate bogată, Cristianu va ieși una dintre cele mai prospere, cea mai bogată comună din țară. Adevărat. Medaliată. Și cred că este și un soi de, acum sigur, intrăm pe tărâmul acesta al vanității, dar e ceva acolo să cu Ardeleanu, ai un lăcaș de cult atât de special. Da, scuze, da. Ardeleanu este un om care se mișcă un pic mai greu, te cântărește din toate unghiurile să vadă dacă ești hotărât în ceea ce vrei să faci, te lasă să te lupți singur un timp. Și sunt convins că după aceea, când va considera că într-adevăr este o lucrare serioasă, și dovedim prin acest eveniment centenar că este o lucrare serioasă, după aceea vine și te ajută mai mult decât ai sperat. Energiile se adună și clădirea, sigur că merge și așa, pe principiul acela al cercurilor concentrice. De unde sunteți de fel? Ziceați că Ardeleanu e așa, nu sunteți Ardelean de-al nostru? Sunt în centrul civic al Brașovului. Deci, deci sunteți de ale locului. Da. Un om al locului. Vorbeam de osemintele lui Mihai Viteazu, de o porticică, măcar din Marele Voievod. O vom regăsi de săptămâna viitoare încolo la Cristian. Înțeleg că rămâne pentru întotdeauna. Doamna, este așa un mare dar pentru noi să putem să avem la noi, în mănăstire, cât va ține mănăstirea și nădăjduincă până la sfârșitul veacurilor, să avem osemintele acestui mare om al neamului român. Atât de multe se pot spune despre el și deja sunt începute niște demersuri de canonizare. Cum să nu propui în rândul sfinților un domnitor care a fost înainte de vremurile lui, care a făcut ceea ce românii încă nu înțelegeau că vreau, că își doresc. Că vedeți, românii au niște calități excepționale,
dar și două defecte moștenite de la daci. Noi suntem urmași de daci, cu romanii, mai puțin el. Știu că eu contrazic o opinie formată chiar de către Academie, dar intrăm într-o logică a discuției, poate în altă emisiune. Bun, dacii ce aveau nu erau uniți și, din păcate, se năruiau în sine prin trădări. Da. Și continuăm până în ziua de astăzi. Nu suntem uniți și dacă există rău în această țară, există prin trădarea celor care sunt rânduiți să aibă grijă de țară. Dar nu toți, nu toți. Trebuie să fiu foarte atent ce spun, pentru că sunt și foarte mulți oameni buni de stat care își doresc să apere țara, neamul, valorile, dar din păcate se strecoară și anumite personaje care reușesc să facă un declic nefavorabil economiei. Și din păcate, fiindcă ați amintit de daci, Decebal a fost trădat, nu-i așa? Da. Mihai Viteazu a fost Cel trădat. Cel mai vechi document datat în limba română este un document al lui Neacșu de la Câmpul Lung către negustorii brașoveni de dare în primire, un fel de înștiințare de trădare. De denunț. De o, Doamnă! Dar și rămânem totuși un neam cu o misiune și cu o vocație spirituală incredibilă. Să nu uităm că și Hristos între cei 12 apostoli a avut un Iuda. Deci noi mergem pe filonul acesta hristic din toate punctele de vedere. Pentru că Iuda sau Iuzi, o fi vreun plural, trec. Și și vin alții. Și vin alții. Da, ei vin și, alții vin și trec, dar sunt mai mulți cei buni. Da. Avem tot săptămâna viitoare și un pelerinaj important tot aici, da, la mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou. Vin moaștele Sfântului Andrei și ale întâilor martiri ai României. Iarăși un eveniment care va pune creștinul și mănăstirea Sfântului Efrem cel Nou pe harta României. Eu am spus chiar că inima ortodoxiei române bate, da, bate la creștin în acele zile. Și cred că nu am forțat în două pendule. Biserică, istorie. Biserică, istorie, da. Până la urmă, da, sunt pilonii noștri, nu armata, și biserica, da, au fost pilonii. Asta e realitatea și așa va fi. Supraviețuirii românești. Îmi cer scuze că n-am precizat tot ceea ce trebuia precizat despre venirea lui Mihai Viteazu la mănăstirea Sfântul Efrem și rămânerea pentru totdeauna acolo. Vor veni pe data de 2 mai la ora 11. Și marți. Facem miercuri. Miercuri. Să fie miercuri mai degrabă, da? Cu cele trei ceasuri, da. Și deci este miercuri și vor veni la ora 11 și vom face o slujbă de parastaz după toată rânduiala pentru marele nostru voievod. Pentru că după ce, și nădăjduim că așa va fi, după ce va intra în rândul sfinților, atunci vom face slujbe de litanie, de litie, de rugăciune, de așa. Dar până se canonizează un personaj al bisericii, un sfânt, până atunci se face slujba parastasului, adică rugăciune pentru sufletul respectiv. Deja a apărut în tipăritură un acatist închinat lui Mihai Viteazu, dar nu ne permitem să facem pași de antepronunțare până nu se pronunță forul superior al bisericii. Deci nu noi înțeles. Vom face parastasul. Dar pe 2 mai toată sufloarea zonei noastre are, da, ocazia ora să meargă 11, să vină brașovenii, vine voievodul din nou. A avut 24 de incursiuni între 1599-1600. A avut 24 de treceri prin zona cetății Brașovului, de întâlniri cu cetățeni din Brașov și cetățile din prejur, și atunci revine ca să rămână aici. Hai să-l primim cu cât mai mulți oameni. Va fi solicitant această perioadă pentru noi în special, dar și pentru credincioșii care vor vrea să vină, dar va fi o perioadă solicitantă într-un mod pozitiv, pentru că participăm la evenimente care ajută omul și spiritual, îmbogățește zona culturală, istorică, și vom face și noi tot ceea ce ne stă în putință ca pe lângă slujbele frumoase ce vrem să le facem să fie și din partea noastră un mic dar, așa cum Hristos, după ce vorbea celor care urmau după el o zi întreagă și după aceea le dădea pâine și pește și le dădea un pic de hrană, așa vrem și noi să facem după aceste slujbe. Frumos, da? Frumos și binevenit. Bun. Și cu siguranță credincioșii care vor fi acolo se vor bucura din adâncul sufletului. Și mai apoi, Andrei, după ce
ea urmează pe 5 mai, când este hramul mănăstirii noastre. 5 mai, în ziua de sâmbătă, vor veni la ora 10, înainte de Sfânta Liturghie, Sfintele Moaște ale Sfântului Apostol Andrei cel Întâi, chemat Ocrotitorul României, și ale Sfinților Proto-Români, întâi martiri consemnați ai neamului nostru, martirizați la 260, Sfinții Astion și Epictet, care vin din cetatea Halmiris a Tulcii. Din Dobrogea. Da. Și Andrei tot din Dobrogea. Și Sfântul Andrei de la Ioan Corvin, peștera Sfântului Sfântului Andrei de la Ioan Corvin. Vin cu ocazia acestor evenimente ample, da, prilejuite de centenar, da, și într-un an în care sărbătorim centenarul, sigur că cei doi piloni nu puteau lipsi, nu? Dacă tot vorbim da, de credință și de istorie, iată la Cristian o dublă dimensiune într-o această sărbătoare. Câte zile rămân la Cristian moaștele? De pe data de 5 mai, de la ora 10, sâmbătă, până pe data de 9 mai, miercuri, la ora 2:30. Dar anunțăm că se va face prelungirea acestei festivități spirituale, se vor duce aceste sfinte oseminte, sfinte moaște, către biserica micșunica din cartierul Astra. Da, ca un arc peste comunitate, exact, peste oraș, peste un curcubeu de spiritualitate. Tot ce se întâmplă în zona noastră. Sunt foarte multe evenimente în această perioadă, sunt foarte multe asociații și zeci de asociații care și-au dat, 120 de asociații, da, am văzut că și-au dat mâna, exact, pentru chiar aceste 120. Evenimente. Da. Și în special pensionare și aș vrea să pun în dreptul lor câteva aprecieri. Și în dreptul bătrânului sau în dreptul omului care este într-o etate anume și a ieșit la pensie, pentru că un pensionar nu-i bătrân. Un pensionar este... Este o etapă administrativă. Exact. De știu și eu, de introspecție, dar un om în care mai este încă multă putere de activitate. Priveam pe cei care se adună în asociațiile de pensionari și regăsește în ei suflul acela mocnit. Este mai discret, dar de o putere mult mai mare. Te poți bizui mult mai mult pe puterea și forța unui pensionar care crede în ceva și se adune pentru ceva. Bun, puterea credinței este extraordinară. Și apoi, demolează orice sau construiește extraordinar. Să construiește, să exact, spun. Exact, și discernământul vârstei. Și catedrale, care, da. Da. Am înțeles. Da, și des alătură de noi aceste 120 de asociații, avem delegații, da, avem delegații din partea guvernului, avem delegații din partea, trebuie să fie așa, și din partea președinției, și vor participa 7 plutoane militare din partea marului stat major. Este așa o bucurie și așa o mândrie și aduce mulțumiri tuturor celor implicați din partea marului stat major și aduce mulțumire și domnului Paliștan Eli Cristian, care este șeful jandarmeriei. Un sufletist, Brașov, de fapt, un om extraordinar. Da, și care ne este alături în tot acest demers. Părintele Boroș fiind chiar maestru de ceremonii. Părintele Boroș este un om aparte, un om care la fel este de o vitalitate impresionantă și un om pe care te poți baza atunci când își dă cuvântul în ceva. Și mai sunt mulți cei cărora trebuie să le mulțumiți. Domnul Pandele Liviu, coordonatorul delegat al acestui eveniment. Da. Amintesc și este meritul dumnealui, pentru că, vedeți, când faci niște mișcări de asemenea amploare, îți trebuiesc oamenii potriviți pentru asemenea amploare. Oameni potriviți și putere de tot soiul, și financiară, și de convingere, financiară, și sufletească. Și, dacă ați menționat acest lucru, aș vrea să subliniez ceva și să fie fără nicio conotație. Tot ceea ce se întâmplă ca suport economic este susținut exclusiv de către noi, acest grup de oameni
în sensul pozitiv spus, nebuni care ne-am pus să facem acest demers. Soi de frumoși nebuni, da, nu ai marilor oraș, ai Brașovului nostru drag și a tot ce se întâmplă aici frumos în an centenar. Da. S-a adus emisiunea, Părinte Stareț. Da. Și trebuie să tragem o concluzie. Eu spun să-i chemăm pe toți brașovenii și nu numai, să dăm strigare, să dăm sfoară în țară. Rezumat. Rezumat. Pe 2 mai la ora 11 să vină brașovenii să participe la primirea osemintelor lui Mihai Viteazu. Facem și slujbe de parastas și este o mare, mare, mare bucurie și onoare să primim osemintele acestui mare om al istoriei și a neamului nostru. Doi la mână, pe 5 mai, începând cu ora 10, vor veni în mănăstirea Sfântul Efrem cel Nou, Sfintele Moaștere, Sfântul Apostol Andrei, adusă de la localitatea Ion Corvin, de la peșterea Sfântului Andrei, Betleemul românesc, da? Și moaștere primilor sfinți martiri români, Astion și Epictet. Și pe 9 mai, ceea ce este cel mai important din punct de vedere al manifestărilor, avem, pe lângă bucuria de a avea participanți acele asociații, fundații, forurile superioare din structura statului român și din structurile militare, mare onoare și aproape că nu puteam visa la asta și la participarea celor dinainte, dar și la participarea cinci ierarhi în această mănăstire timidă pentru început, dar totodată hotărâtă în ființa și sinea ei de a merge până la capăt. Deci avem acolo la slujbă, îi vom avea și le mulțumim pentru asta, îi vom avea la slujbă participând pe înalt preasfinția sa, doctorul Laurențiu Streza, arhiepiscopul Sibiului și metropolitul Ardealului, va veni la al preasfințitul părinte arhiepiscop al Constanței Teodosie, va veni preasfințitul părinte episcop al Tulcii Visarion, va veni a prietenul și apropiatul nostru și geografic, dar și de suflet, preasfințitul părintele Andrei de la Covazna și Harghita și, bineînțeles, omul care este atât de luptător și atât de încercat în ascultarea sa arhierească, preasfințitul părintele Ilarion Făgărășanu, ajutorul și omul de nădejde al înalt preasfinției sale, părintele Laurențiu Streza. Deci acești cinci ierarhi vor participa la această slujbă. Ziua Independenței României, o zi istorică, exact, extraordinară. În încheiere, da, asta vreau să spun, că noi sărbăm, că mulți s-au întrebat de ce 9 mai și de ce este atât de important. Întâi de toate, suntem în cadrul anului centenar, România 100. Da. Ar trebui să vibrăm cu toții. Iar 9 mai e chiar ziua Independenței în cadrul anului centenar. Da. Și e bine că o amintiți atât de frumos. Da. Și așa cum spuneam, faptul că am anticipat că inima României bate la Cristian atunci, adevăr greit am. Frumos pentru considerație și pentru invitație. Vă mulțumesc și eu mult pentru participarea la această emisiune. Suntem convinși că în acele zile Cristianul va fi binecuvântat și nu numai în acele zile, pentru că rămâne binecuvântat prin tot ceea ce se va întâmpla. Punem de fundația acum înainte. Și vrem să dăm și o repetabilitate de manifestări. Da. Și în fond e și un soi de botez, spun eu, simbolic. Nu e așa? E și un botez simbolic. Sigur, și cred că da, drumul va fi pe măsură. Este un fel de botez. Mulțumim din suflet, ne mai întâlnim, Părinte Stareț. Eu vă mulțumesc, suntem datori profund pentru bunăvoință și pentru faptul că ne chema să facem cunoscut această mănăstire. Punct final acestei ediții speciale. V-am spus de la început că este o ediție specială încărcată de emoție și de spiritualitate, pentru că vorbim de biserică și vorbim despre cele ce se întâmplă în această zonă, în aceste timpuri, pe care fiecare le poate aprecia așa cum le și trăiește. Vorbim despre biserica ce rămâne stâlp și temelia adevărului până la sfârșitul veacurilor, ne-a reamintit invitatul meu din această seară, protosingălul Clement, starețul mănăstirii Efremul cel Nou, aflată la 10 km de Brașov. Ne-am auzit la Radio Brașov, ne-am văzut pe Mix TV, Onelia Pescaru sunt. O seară minunată tuturor!